Salutare, prieteni, și bine ați venit! Bună dimineața! Suntem la Autoclass Chitila, unde Mercedes-Benz ne-a invitat la lansarea noului X-Class. Iată mașina cu care vom merge astăzi până la Covasna. Pentru început, la volan este domnul Bogdan Nicolai. Iată. Salut, Adi. Un domn foarte interesant, cu niște haine la fel de interesante. Ceea ce e foarte bine, pentru că în principiu lumea aici este plictisitoare. Avem mașina numărul 1. Exact, se vede. Numărul 1. Cu cele mai mișto dotări. Despre asta este vorba. Ia să vedem că avem și aici o mică fișă. E vorba de X250XKL, 4 cilindri în linie, 190 de cai, 2-3 motorină, ok. O grămadă de, nu știu ce, pachete opționale, ok, cameră, jante mari, comandă online, avem o grămadă de jucărele pe aici. Ideea care e că e un drum pe care îl facem noi doi la Covasna și pentru că așa am dorit și pentru siguranța noastră, sunt 10 mașini în spate care ne vor însoți doar ca să ne țină spatele. Și noi trebuie să nu fim depășiți și să nu depășim, evident, mașina care conduce. Este o coloană cât mai ordonată. Pentru început, Bogdan va conduce și poate ne va da și câteva impresii, cine știe. Da, deja îmi place, deja. E un Mercedes, e normal să-ți placă din prima. Adică eu așa sunt. Și bine, oamenii de la mine de pe blog știu că eu sunt un pic fan Mercedes, așa că îmi pare rău. O să fiu părtinitor. Și eu sunt fan Mercedes. O să fiu părtinitor. Oh, foarte bine. Ce model? Un C-Class. Oh, foarte bine, foarte bine. Și îmi place orice. Acum eu nu sunt călcotaș, n-am ce să-i reproșez. Deja totul e ok. Da. Ok. Pentru început așa, ca la o primă vedere, spațiul în spate pare a fi un pic limitat, dar limitat un pic la picioare, nu atât la cap. Unde e limitat? Cred că dacă o să mă urc în spatele tău, o să fie cam nașpa la picioarele mele. Dar ce-i drept? Mașina 1 pe mine ne cheamă. Da. Ar trebui să răspundă. Imediat. Da, sigur. Trebuie să ne punem centurile astea. Unde apăs ca să în stânga, urc? în stânga. Da. Foarte convingători suntem, o să fie interesant. Ok, bena noastră este acoperită, ceea ce e interesant, am văzut că altele nu sunt acoperite. Așa că ce mai, plecăm la drum, nu? Da. Să pornim. Cam asta a fost. Ok, avem aici și un telefon cu GPS. Ok. Da. S-a băgat unul taximetrist, acum a ieșit din cadru, dar s-a băgat în fața coloanei, în fața noastră, apoi în fața întregii coloane. Nu este frică nici de un G-Class, nici de 10 X-Class-uri și încă un G-Class în spate. Ar trebui. Ar trebui, nu? Arată destul de amenințătoare coloana asta. Da, bine, el avea un Logan. Salutare, prieteni, și bine ați venit! Până acum ați văzut excursia noastră din București și până la Sinaia, pentru că, da, aici suntem la Sinaia, undeva în partea asta se află castelul Peleș. Și, într-adevăr, convoiul cu 10, cred, Mercedes X-Class se află în spatele nostru. Convoiul este condus de un G-Class și în spate flancat de alte două G-Class-uri, dar pe noi ne interesează noul X-Class. E bine, mașina... Am aici o foaie cu câteva detalii despre mașina pe care noi o conducem, pentru că mașina pe care eu și, să zicem, colegul meu o conducem este noul X-Class. Colegul meu este Bogdan Neculai, care acum nu este lângă mine. Probabil îl cunoașteți, probabil ați citit anumite lucruri pe blogul lui și știți că este fan Mercedes. Despre mine știți de asemenea că sunt un pic fan Mercedes, așa că haideți să vorbim puțin despre ce am condus, ce voi conduce de acum încolo, pentru că până aici a condus Bogdan și de aici încolo voi conduce eu. Cum vă ziceam, mașina este aceasta, clasa X250XKL. Motorul este unul cu 4 cilindri în linie, 4x4, 190 de cai, evident diesel, îl auziți mergând. Sper că l-auziți mergând. Da? Un diesel de 2.3 cu tracțiune integrală, evident. Și pentru început, dacă o să-și las foaia puțin în mașină și o să-și opresc puțin mașina, cred. O las așa. Pot să vă arăt puțin mașina cu care noi am venit până aici și o să vă arăt în continuare și o să pun un video despre cum voi conduce eu. Dar până atunci, haideți să vedem mașina un pic pe loc. Iată-l și pe Bogdan, despre care vă spuneam, care a condus. Eu am condus-o până aici. Așa. Să se vadă clar că nu are nicio zgârietură. Deocamdată. De acum încolo, Adi te privește, da? Semnezi. Pe mine nu mă mai interesează. Încrederea, da? Lui Bogdan în mine este monumentală. E...
Ți-am zis, băieții cu focul, eu cu condus. Ok, să facem puțin cunoștință cu această mașină. V-am arătat puțin specificațiile tehnice. Poate un lucru la fel de important ar fi și prețul. Mașina pornește de la 29.800 de euro, cam așa, fără TVA. Haideți să vedem cam ce avem în banii aceștia. După cum am spus, în cazul de față este un motor de 2.3 motorină, ce dezvoltă 190 de cai. Evident, tracțiune integrală, pentru că altfel nu se poate pe o astfel de mașină care trebuie să și muncească, nu doar să arate bine. Doar că în stilul specific Mercedes, întâi arată bine și abia mai apoi muncește. Încă nu am testat capabilitățile, să zicem, off-road sau efectiv funcționale ale acestei mașini, utilitare ale acestei mașini, dar din cum am mers noi de la București și până în Sinaia, cum să vă spun, în continuare este un Mercedes. Adică nu se aude mult zgomot, muzica e unde trebuie, ne-am simțit bine într-adevăr. Ca să vă fac un mic tur al mașinii, vedeți grila față, dacă ne dăm puțin mai așa, o să vedem mai bine. Grila față este în, să zicem, în linie cu ceea ce prezintă Mercedes în ultima vreme ca limbaj de design, chiar dacă farurile, blocurile optice sunt un pic schimbate față de ceea ce am văzut pe GLE, adică fostul mele. În principiu, liniile de design arată bine pentru că, după cum vă spuneam, este în continuare un Mercedes. Mergând un pic spre spate, ceea ce mulți nu și-ar fi imaginat că ar putea exista vreodată într-un Mercedes este această benă. Nu știu exact ce capacitate are, voi afla în seara aceasta și vă voi spune. Acum vă zic primele impresii și ce știm și noi super repede. Hei! Dacă vreți un Mercedes, vorbiți cu ea! Așa, continuând. Iată și modelul, după cum vă spuneam, X250D, 4MATIC, tracțiune integrală evident. Senzor pe spate, cameră pentru marșarier. Oare e deschis aici? Să vedem. Hei, e deschis. Avem niște lemne în spate și doi saci. Avem niște lemne în spate. Ale cui sunt lemnele acestea? Poftim? Avem niște lemne aici, tu știi? Este echiparea standard. Sunt lemnele, le vom folosi când va trebui să trecem pe lângă niște... Ah, da, 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 ok. Da. Spre Congo, da. Vom construi noi un pod. Ok, nu știu exact să vă spun deocamdată capacitățile acestei bene, dar le vom afla cu siguranță mai târziu. Ce vedeți aici sunt 3 bucăți de lemn destul de mari și 2 saci. Să și închidem. Ok, am închis-o. Hai să vedem puțin interiorul, pentru că aici este un pic mai interesant. În partea din spate, din păcate, veți vedea toate lucrurile noastre. La primul video pe care l-am făcut când m-am urcat în mașină, am crezut inițial că nu va fi destul de mult loc în spate, dar bine, n-am apucat încă să mă așez, dar acum pare că s-ar putea să fie. O să vă spun imediat când mă voi așeza în spate. Cu siguranță aici, iată, nu există tunel de transmisie. Mașina fiind destul de ridicată, nu a trebuit să se creeze acea, să zicem, cocoașă în habitaclu pentru a trece arborele cardanic, mașina fiind un pic mai înălțată, ceea ce este bine, deci 3 persoane ar putea sta aici, să zicem, fără nici o problemă. Și partea din față, după cum vă spuneam, este în continuare un Mercedes. Adică, cei care ați mai condus mașini ale brandului german, veți recunoaște acest interior, veți recunoaște acest volan, veți recunoaște gurile de aerisire, dar, și asta îmi place foarte mult la acest interior, vedeți că consola centrală este foarte curată cumva, parcă lipsește ceva, din nou pentru voi cei care știți ce produce Mercedes. Ei bine, lipsește acel modul pe care Mercedes insistă să-l pune și pe mașinile mai noi, care are tastele acelea cu numerele. Un modul un pic învechit, care mie nu mi-a plăcut niciodată. Îmi pare bine că aici nu mai este, pentru că acest interior arată mult mai curat astfel. Evident, mașina este dotată cu o cutie automată. Acestea sunt controlele sistemului de infotainment și aici jos avem butoanele interesante. Mâine se pare că vom avea și un workshop de off-road, unde cu siguranță vom folosi din plin aceste butoane, pentru că da, avem tracțiune spate. Această mașină în modul two-wheel drive are tracțiune spate. 4H înseamnă four-wheel drive high,
4L, four wheel drive low. Adică tracțiune integrală pentru viteză mai mare și mai mare și tracțiune integrală pentru o viteză mai mică. Dacă știți ce e acela un reductor, cu siguranță veți ști despre ce este vorba aici. După cum vă spuneam, la interior cu siguranță veți iată aici avem un martor, din păcate nu se vede pe cameră. Partea, sau poate că se vede, doar partea din spate este iluminată, arătând faptul că doar puntea spate funcționează acum. În principiu, iată, avem și tot felul de chestii, sisteme de siguranță, ceea ce e foarte bine. Din nou, este, avem un buton de camera. Hei, da, îmi plac mașinile care oferă un buton în care poți porni, prin care poți porni camera instant. Asta îmi place foarte mult. Da, știu că există mașini cu camera pentru marșarier, dar acelea de obicei pornesc camera pentru marșarier când bagi în marșarier. Dar recunosc că îmi place foarte mult când pot să văd totul cu ușurință în jurul mașinii. Da, asta e foarte bine. Și în dreapta aici avem și mascota mașinii noastre de la Wow Kinder. Da, ok. Cam asta este deocamdată, sistemul de infotainment este cunoscut. De aici încolo voi conduce eu și voi face un pic, voi pune GoPro-ul pe cap și voi filma puțin mașina în timp ce conduc. Până acum este bine, până acum ne place această mașină. Să vedem și mâine când își va dovedi cu adevărat capabilitatea off-road, pentru că până acum pe drum, din nou vă zic, este un Mercedes, deci nu are cum să fie rău. E confortabilă, e ce trebuie. Așa că revin când vom pleca de aici și îmi voi pune GoPro pe cap și voi filma puțin drumul. Bun, acum este rândul meu la volan, în dreapta se află domnul Bogdan, care după cum vedeți se simte foarte bine acolo pe locul pasagerului. Suntem în continuare în drum spre Covazna, am ieșit din Sinaia, nu știu unde suntem acum. Am ieșit, da, suntem aproape de intrare în Brașov, suntem pe Timișul de sus sau de jos. Avem și un GPS acolo, Timișul de jos. Exact. Timișul de jos. Ok, până acum eu am condus mașina mai puțin, Bogdan a condus-o un pic mai mult și el a condus și de la ieșirea din București până în Sinaia, astfel că eu pot să vă spun un pic mai mult din ce simt ca și caracter dinamic al mașinii, pentru că am condus-o un pic mai mult pe serpentine, iar el poate să vă spună cum se comportă un pic mai mult la, să zicem, viteze de din astea, nu chiar de autostradă, dar viteze mers constant, să zicem. Ce părere, cum ți s-a părut ție așa la mers constant? Super subiectiv, ce crezi tu, cum ți se pare? Deci, la mers constant mi s-a părut la oră. Merge foarte constant. Că nu dintr-una într-alta, cum să zic, într-o apă. Într-o ca, deci ca o apă curgătoare. Da. Ca o apă, cum era melodia aia? Era pe internet. Ca o apă cristalină. Ca da. Nu, mi s-a părut mișto. Se comportă bine, merge foarte bine, e foarte silențioasă. Asta îmi place și mie foarte mult, pentru că întâi este, și am spus și pe asta, tot timpul folosesc chestia asta, de fiecare dată când am un Mercedes un pic mai special. Domnule, e întâi un Mercedes și abia apoi are caracteristica specială, că e electric, că e pick-up, că e ceva, dar întâi e Mercedes și abia apoi îndeplinește funcția. Da, adică întâi are o direcție perfectă, are stabilitate. Exact. Și e foarte silențioasă. Exact, 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 exact. Și lucrurile astea se simt din prima, nu trebuie să conduci foarte mult mașina asta ca să-ți dai seama de aceste caracteristici foarte bine puse la punct. În schimb, îmi place că există și partea utilitară care nu a fost lăsată la o parte, pentru că mă uit la volanul acesta și nu știu exact ce cursă are, cât ce cursă de bracaj are, dar observ că trebuie să-mi dai destul de mult de volan pentru a se întâmpla ceva, ceea ce este bine pentru o astfel de mașină, pentru că în principiu utilitarele au nevoie de o astfel de direcție, un pic mai lentă la început, ca să poată fi manevrate mai ușor la viteze joase, ceea ce este excelent pentru o astfel de mașină. Și din nou, îmi place că Mercedes a înțeles că nu trebuie să lase deoparte partea cu utilitara, să zicem, și trebuie să pună accent și pe asta și, într-adevăr, se vede până și în direcție. Mâine le vom conduce pe off-road și probabil cu încărcătură în spate și vom vedea exact, vom explora mai bine această parte, dar pentru început a fost ok. Și o chestie foarte interesantă, într-adevăr, mașina este ridicată, e un pic mai înăltuță, dar acum, pe curbe,
Bine, nici nu am împins, nu a mers nimeni cu 100 la oră. După ce luăm cartofii de la Covaza. Exact. După ce umple un pic bena. Da, am 8 saci de cartofi. Calitate superioară. Aia cu umiditate scăzută. Calitate superioară. E bine, n-am mers, după cum spuneam, foarte agresiv, dar exact ce a spus și Bogdan, nu simți tangaj foarte mare, nu simți că, că se lasă prea mult în curbe, este foarte stabilă, exact cum a zis și el, și la viteze înalte și chiar și pe aceste serpentine. Motorul nu se aude, dacă face puțin liniște, suntem cu 90 la oră. Păi că am auzit ce zic cei din mașina din spate. Exact. Vorbeau prea tare. Exact. Exact. Deci dacă cineva râgâie un pic mai tare mașina din spate, cred că o să auzim. Hai să dăm alt exemplu, nu știu. Dacă e o muscă în mașina. Dacă e o... spate, bine, să zicem așa. Îi auzim bâzâit. Ok. Dacă un țânțar face sex cu țânțăroaica în mașina din spate, se aude când au orgasm. Dacă au orgasm. Dacă s-a simțit bine țânțăroaica. Da, deci este super bine din punctul ăsta de vedere. Nu mai spunem de finisaje, că sunt exact ce te-ai așteptat la un Mercedes. Mie îmi place foarte mult lucrul ăsta industrial, așa, pe care îi l-au. Și pielea de aici e foarte... Mie și pielea. Eu sunt un pic mai pe lux, tu ești mai pe industrial. Da, îmi place foarte mult chestia asta, așa, un pic, care imită metalul, nu știu dacă e chiar metal. Eu vin dintr-o familie de burghezi. Iartă-mă, iar eu, proletariatul. Proletariatul de oameni care apreciază partea industrială. Meșteșugărească, da, partea meșteșugărească. Dacă să nu o luăm pe unde nu trebuie, așa, am făcut și dreapta pe aici. Da, în principiu, n-ai ce să zici rău. Te simți bine, te simți ca într-un Mercedes. Ai ce să zici rău dacă ești așa cărcotaș, dar... Da, chiar și așa, până acum... Dar cutia aceasta... neadevărate, știi? Exact. Cutia aceasta cred că este o unitate CVT. Acum se aude așa, ia să vedem. Deocamdată, ce să mai, ne place, muzică, super bine, din păcate nu pot să vă aud pentru că o să mă omoare YouTube-ul, legile copyright-ului, așa, dar vedeți ce am ascultat ca ultima melodie și vă asigur a fost bine. Bine, nu doar că se aude melodia bine în acest habitaclu, ci și Bogdan are gusturi la muzică, ceea ce ne-am potrivit, cumva suntem niște... să zicem, fiind cunoscători. Exact. Șucar, da. Colectiv. Da, șucar colectiv. Și fiind niște fini cunoscători, apreciem cum trebuie o astfel de mașină. Despre asta este vorba. Niște hipster recunosc. Hipster recunosc. Da. Și niște blogger. Și niște blogger, că niște blogger. Că până la urmă e o diferență între blogger și jurnalist și noi suntem doar niște blogger, dar ei bine, poate ne vom depăși și noi cândva condiția. Eu sunt jurnalist, dar am preferat să fiu blogger pentru că așa e modern. Ah, ok, ok. Da, așa e la modă. Ce peisaj frumos. Vreau să țin pasul cu moda. Ia uite ce frumos. Uite ce frumos, da, se vede. Frumos. Ce frumos se vede. Ah, bancheta în spate. Mă uitam acum la bancheta în spate când am oprit la Sinaia. Problema nu este problema, poate un pic la picioare ar fi spațiu mai restrâns, dar la cap este super, super regulă și oricum din câte am văzut spătarul e destul de drept, astfel că nu stai, să zicem, nu te topești pe bancheta spate, ceea ce e bine, stând un pic drept, ai o postură corectă și nu va fi nevoie să lovești cu genunchii. Va fi testată cu două fete din Sfântul Gheorghe. Să sperăm, care ne așteaptă, dacă da, nu... Și vom testa bancheta... Pe rând, ca să nu se ajungă la alte lucruri. Și vom vedea exact ce se întâmplă cu bancheta. Până acum, ce să mai... Încheiem aici acest update și ne vedem la hotel. Nu știu, știi cumva unde stăm? Era un hotel din 3 litere. Oricum, multe stele. Multe, 3 litere și multe stele. Da, da. Așa că, ce să mai, Mercedes ne răsfață. Iată cum ia curba acest G-Class, care ori nu prea știa pe unde să o ia, ori s-a gândit să ne fenteze un pic. Ok, mergem la acel hotel cu multe stele din 3 litere să ne întâlnim cu fetele cu care vom testa, nu, bancheta spate. Și mergem la hotel ca să stăm în mașină. Vezi, asta înseamnă o mașină mișto. Exact, exact. Oare domnii de la Mercedes, ei ne furnizează și fetele? Nu. A, nu, doar mașina și... Da. Și dacă ar fi așa, n-am avea voie să spun. Da. Da, adevărat. Deci nu ei ne furnizează și fetele. Alte trămâne deocamdată. Da, ok. Uite, acum suntem și la viteză mai mare și
Hai să vedem cum se aude. Dacă tot suntem aici, ia să vedem. La 100. Păi nu s-aude nimic. S-aude nimic. Ai pornit motorul? cred că a rămas start-stop-ul pornit, dar pe stop. Ce să mai... E super bine. Suntem nemorcați? Da, e invizibil, așa e. Ca în Star Trek, ne trage cu rază din aia tractoare. Frumos. Ce să mai... E bine. Ok, revenim la hotel. Iată unde ne-a cazat Mercedes. Nu arată rău. Avem și... avem și munte lângă, la o parte pe dea. Avem și terasă. Ok, eu nu mai plec de aici. Mersi, Mercedes, dar cred că va trebui să mă țineți aici întotdeauna. Super tare. Trebuie să ne schimbăm și apoi mergem la conferința de presă. Ce pasă. Reprezentanții Mercedes, da? Să vă avem printre noi. Mulțumesc foarte mult. De când sunteți dumneavoastră reprezentant Mercedes? Sunt director Mercedes încă din 2006. Foarte tare, mulțumesc. Cum vă numiți? Cum vă numiți? Bogdan. Și mai cum? Stilbestait. Am înțeles. Haideți să vedem unde... Ne-au lăbat. Nu-mi bătai pe aici. Gata. Trebuie să luăm pe aici, ca să se vadă frumos. Pentru 4x2, 2234 pentru 4x4. Prețurile, 39.688. Și nu e o greșeală, e făcută special numai ca să vedem cum e. Ideea următoare. Asta de aici e cea mai de sus echipare, echiparea Power. Asta de aici este echiparea de mediu, progresiv. Tocmai de aia, ca să ne mai și distrăm un pic, să nu fie chiar atât de plictisitoare prezentarea. Da? Ce o să vină de anul viitor? Deci aici motorizările astea sunt 4 linii. De anul viitor o să vină motorul V6 de 3000 de centimetri cub, 258 de cai, 550 de Nm. Ca și transmisii. Transmisiile manuale sunt 6+1 trepte, transmisiile automate sunt 7+1 trepte. O să mai apară pe viitor, tot undeva de anul viitor, o să vedem exact când, motorul pe benzină de 165 de cai și 238 de Nm în varianta 4x2, și anume cu tracțiune spate, cutie manuală. Da, deci dacă ar fi să facem un sumar, 100% rampă maximă, 49 de grade înclinare laterală, 221 garde la sol, 22 capacitate de trecere, arcola, 600 adâncimea vadului și 30,1 unghiul de apă. Extra! Nerezonabil. Sunt o persoană extrem de nerezonabilă, sunt o persoană extra nerezonabilă atunci când vine vorba de visele mele, atunci când vine vorba de
proiectele în care aleg să mă implic și atunci când vine vorba de așteptările pe care le-am față de mine însumi. Și mi-am dat seama că cel mai bine înspre a ilustra acest extra nerezonabil este să vă împărtășesc o firimitură foarte, foarte puțin din ceea ce eu înțeleg acest, nu știu, X la puterea 8000+. Extrem de periculoasă și extrem de extenuantă. Partenerul meu și cu mine făceam ultimii pași până pe vârful muntelui Broad Peak din Himalaya. Și luptându-ne pentru fiecare gură de aer, fiecare pas reprezenta un efort absolut sisific și în același timp era și o plecăciune pe care noi o făceam în fața Marelui Munte, pentru că, așa cum vedeți aici, am ales intenționat să vă pun fotografia făcută cu doar câteva momente înainte de a atinge vârful, pentru că, din punctul meu de vedere, exprimă mult mai bine, de fapt, efortul alpinistului la acea altitudine extremă. Poza aia cu care sunteți obișnuiți din media, hăi-hăi, zulgălăi, super, macho, am câștigat, e partea care apare în presă. Partea de PR, nu? Exact, e partea de PR, dacă vrei, dar de fapt 99% înseamnă un efort extenuant și să stai tot timpul, practic, cu capul aplecat în piole. Și metaforic, gândiți-vă cât de aspirațional este ca înainte să atingi, practic, acoperișul lumii, muntele și mediul, de fapt, să te forțeze să faci o mare plecăciune în fața acelui mare succes. E bine, ca de obicei, nu foloseam nici oxigen suplimentar și nici porter de altitudine. Iar cu ai săi, 1047 de metri, că atâta are acest munte de puse, 1000 de metri, de fapt, Broad Peak este doar unul dintre cei 14 munți care depășesc limita aia magică de 8000. 8000, exact. Mai simplu, 8000. Ca o mică informație de asta de trivia, nu doar toți munții de peste 1000 de metri sunt în Asia Centrală, ci toate vârfurile de peste 7000 de metri, de fapt, se află în Asia. E bine, și doar pentru a ajunge în tabăra sa de poază, este o expediție în sine. Și spun că este o expediție în sine pentru că din locul unde te lasă ultimul mijloc mecanizat, încă n-a ajuns X-clasul în Pakistan, trebuie să mai mergi aproape 120 de kilometri într-un teren glaciar extrem de accidentat. Și vedeți aici porțiunea superioară a ghețarului Baltor. Vă fac cadou acest rucsac absolut minunat, care are și sigla Mercedes, pentru acest moment publicitar pe care îl fac acum. Evident, mi-am luat și eu propriul meu rucsac, ăsta e al meu și deja am lucruri personale în el, deci așa. Și mai mult decât atât. Am zis că, nu știu, după seara asta, să rămânem cu ceva ce pentru mine a reprezentat un moment extrem de deosebit în viața mea. Despre care v-am vorbit mai devreme în prezentare și de pe care v-am arătat și filmulețul de vârf. Și anume este fotografia pe care eu am făcut-o pe Broad Peak. Da? Deci am făcut filmulețul și am făcut și această fotografie. Este o fotografie fix de la 8047 de metri, fix de pe vârf. Și ce interesant de văzut în fotografia asta este că se mai vede încă un vârf de peste 1000 de metri. Și anume aici, în ultimul plan, vedeți și celebrul vârf Nanga Parbat din Himalaya. Și
sute de kilometri, cât vedeți pe aici cu ochii, vârfuri de 6.000 de metri, de 7.000 de metri și zic eu, multă, multă extra libertate. Așadar, îmi face o, cum să zic, acum deja cred că se simte că m-am emoționat foarte tare, îmi face o foarte mare plăcere ca împreună cu prietenii de la Mercedes să vă oferim tuturor această fotografie. Mulțumim, mulțumesc mult de tot! Bun, tocmai ce am ajuns în cameră de la conferința de presă a celor de la Mercedes. A fost foarte interesant, ne-au prezentat exact care e faza cu capabilitățile noului X-Class. Ok, am înțeles, nu știu ce. Dar au avut un invitat foarte special. Și anume un domn pe nume Alexandru Găvan, care a urcat un vârf de 8047 de metri din Himalaya, din zona aceea, fără oxigen suplimentar. De obicei, din câte ne-a explicat el, de pe la 7500 deja nu mai e respirabil și nu prea poți să mai faci nimic și dacă ai urcat acolo deja oxigenul se rarifiază într-atât de mult încât nu mai funcționezi. Organele încep să ți se închidă. Ei bine, el a urcat 800 de metri în sus, știu că e pleonasm, dar ca idee sunt consternat de ce am aflat. El a urcat 800 de metri fără oxigen de ajuns. Și avem și o dovadă, pentru că cei de la Mercedes, de multe ori când mergem la astfel de evenimente auto, primim câte un cadou, câte o atenție, să zicem. Așa. Dar, în seara aceasta am primit ceva cu adevărat special. Și o să vă arăt chiar acum. Nu băgați în seamă dezordinea de la mine din cameră, sunt băiat de ce e dezordine. Am primit așa, am primit acest rucsac de la Mercedes, pentru că în spiritul noului X-Class, cei de la Mercedes încearcă să ne convingă să mai ieșim puțin din casă și să fim puțin mai aventuroși pe aici, pe acolo. Foarte interesant. Dar valoarea sentimentală mai mare este aici, pentru că aceasta este poza făcută de Alex Găvan. Iată, de pe Broad Peak, vârful pe care el l-a urcat, vârful de 8047 de metri. Trebuia să îl fi văzut pe el cum vorbea, cu cât entuziasm vorbea despre urcarea sa aici. E mai mult decât un tablou așa pe care îl agăți în casă și uiți de el. Cu adevărat este o poză ce ascunde multe, multe sentimente și mult efort. Gândiți-vă că ce vedeți pe aici prin jur sunt munți de peste 7000 de metri. 7 kilometri înălțime, poftim, hai să zicem așa. Pare o jucărie în poza aceasta, pare că nu e nimic important, nu e nimic interesant, dar da, pe spate avem, iată, titlul să spunem, vedere către sud de pe vârful Broad Peak, 8047, munții Karakorum, Pakistan. Și, evident, data de astăzi, da, data experienței noastre cu Mercedes X-Class. Am ținut și iată și numele dânsului, Alex Găvan. Am ținut să vă arăt lucrul ăsta pentru că, spre deosebire de alte mici atenții pe care le primim, aceasta are și o valoare un pic sentimentală, să zicem. Nu neapărat pentru mine, pentru că n-am fost acolo, dar pentru el, care vorbind părea vizibil impresionat, aducându-și aminte despre, să spunem, experiența sa. Deci, da, foarte tare. Acum, pentru că sunt în cameră și să vă spun ce urmează, o să mă duc la oglindă ca să mă vedeți, pentru că nu am cum să schimb pe camera din spate de pe telefon acum. Acum urmează să avem o mică pauză până la ora 19, după care jos urmează un foc de tabără și vom vedea acolo ce se mai întâmplă, poate voi mai filma și pe acolo, voi mai lua câteva păreri, cine știe, de pe la oameni și vom vedea ce se întâmplă în continuare. Deocamdată mă duc să mă spăl pentru că, Dumnezeu mi-e martor, am nevoie de un duș.
Suntem în continuare în Covasna, iată ce peisaj frumos și nu mă refer doar la munți și la pădure, ci mă refer și la mașinile din coloană, iată și mașina noastră. Ce vedeți acolo, GLC-ul este mașina fotografilor și iată o mașină ce este fotografiată. După cum v-am spus și ieri, mașina noastră este prima din întregul convoi, iată și pe Bogdan care postează pe Instagram. Este și full option. Este și full option, exact. Și este și numărul 1. Ca idee e bine. E bine pentru că ne facem treaba bine. Hai, lasă-mă un pic. Sigur, gata. Să fac niște, iartă-mă. 100.000 de view-uri pe. Da, 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 eu știu că e pe blog. Ok. Ne continuăm drumul până acum. După cum vedeți, în jur totul arată extrem de bine. Off-road-ul făcut până aici și chiar și de aici încolo nu va fi atât de, să zicem, dur cu mașinile. Ce este un pic ciudat este că pe jos alunecă, într-adevăr, și există schimbări de elevație, dar nu e un off-road, să zicem, atât de dur încât să fie cu bolovani mari sau ceva de genul ăsta, așa că până acum mașina, v-a dat seama, s-a comportat mai mult decât exemplar, nici nu a avut prea mari piedici peste care să treacă, chiar și așa a trecut într-un confort maxim pentru noi, ca să zic așa, aproape că nu am simțit niciun dâmb, nimic. În benă există greutate, să vedem, iată, am arătat și ieri, deci pentru că există această greutate, mașina stă, spatele mașinii stă un pic mai stabil, să zicem. În rest, da, cam asta este treaba, ne continuăm aventura off-road și voiam să menționez un lucru. Ieri am spus, cred că pe live sau ceva de genul ăsta, că această cutie ar fi una CVT, ceea ce este o greșeală din partea mea, așa că acum remediez această cutie. Da, vă rog. Această cutie este o cutie automată. Nu noi. Această cutie este o cutie automată. Ok. Pot eu să filmez? Mersi. Această cutie este o cutie, o unitate automată. Nu CVT. Într-adevăr, este o unitate, se pare, din concernul, din alianța Renault-Nissan. Ok, gata. Pe loc, dar nu blochează spatele. Ok, gata, i-am închis puțin pe dânsi. Foarte bine ai făcut, m-a deranjat de aici. Nebruiau. Dădeam și eu pe Tinder niște... Bă, noi am venit în Covasna să conducem mașini și să le folosim. Exact. Așa, cum spuneam, această unitate este din concernul din alianța Renault-Nissan, nu este un CVT, cum am crezut ieri, deci a fost greșeala mea, dar până acum, mergând pe aceste drumuri, și veți vedea în continuare cum vom coborâ pe niște drumuri, după cum spuneam, cu schimbare de elevație, cutia și, în general, motorul s-au comportat foarte bine. De fapt, ideea este că totul a apărut fără nici cel mai mic efort pentru această mașină, orică era o curbă, să zicem, un ac de păr la stânga cu schimbare de elevație, nu conta ce era, mașina nu părea să fi depus efort mai deloc. Deci, o să continuăm treaba imediat ce ne spun domnii prin stație și ar trebui să redeschid stația. Gata, o să-i auzim. Și ne continuăm drumul și apoi de aici încolo va conduce colegul meu Bogdan. Și îl voi filma pe el făcând magie la volan. Suntem în localitatea Comandău, ai văzut? Comandău. Suntem trupe Comandău. Exact, chiar așa se și numește această localitate. Și da, noi cu trupele Comandău din spatele nostru ne vom vedea de treabă. Cred că o să facem stânga pe aici și mergem în munți. Și nu ne mai întoarcem niciodată.
Mă descurc și fac bani mulți, aduc bani chiar și din munți. A, că tot veni vorba de aduc bani chiar și din munți, evident, ceva pentru români, pentru românii cunoscători, niște gatere, niște, da, așa e în Covasna. Da, ca să facem și un pic de blog, vlog, așa, da, social și ONG-ist. Da. Am văzut sute de camioane asta cu lemne, deci asta e oameni buni, pădurea noastră încă este defrișat aici la cel mai nesimțit mod. Da, așa este, așa este. Au trecut foarte multe camioane, fără nici cea mică rușine, nu le-au oprit nimeni. Aici erau pomi, acum nu mai sunt. Da, le-au... le-au da, așa este. Bă, dar câți brați de Crăciun vă mai trebuie, mă? Luați-vă de aia de plastic. Ce bine arată pe roșu. Poate o să-l conducem noi pe ăsta roșu la întoarcere. Bun, ok. Nu, că ăla nu e... Ah, hai să vă arăt pixul de la Mercedes. Eugen, parchează, te rog, pe partea dreaptă mașina, nu, nu lăsa acolo. Nu mai gata, deci nu mai gata, o să închidem stația. Pixul de la Mercedes. A avut un pic de prrr, la sfârșit, așa. Asta este pixul de la Mercedes, așa ca idee. Pentru că evident sportivitatea și cred că ce sună acolo era ceva așa, V8 așa. Sportivitatea este în ADN-ul brandului german și pune și în pixuri. Pentru că, na, vorba aia, dacă orice om are un pix. Bun, deci ne continuăm drumul. Lasă X acum cu pix. Deci o să ne continuăm drumul și o să-l filmez pe Bogdan făcând off-road mediu, de greutate medie, așa. Ceea ce cu siguranță va face poți să fac excelent. Și off-road de greutate. Dar... De greutate, de greutate mai în partea aia, așa, văd da, că tu ai un centru de greutate un pic mai jos, e, da, nu? Aici este... Da. Tot centru de greutate. E tot, am uitat să vă spunem că aseară a fost un grătar. Da, am filmat, am filmat, da, am filmat, da, foc de tabără. Unde un vițeluș... Da, s-a hotărât. Se zbate aici, da, încă lovește cu copită. Bun, gata, ne continuăm drumul. Uite pe unde, pe unde... Wow, uite cum intră geul ăla. O luase pe acolo direct în zăpadă, bine, acum pe cameră nu pare atât impresionant, dar pe acolo când a trecut pe dintre mai găurile alea era mult mai interesant. E, cam asta știe să facă și X-Class-ul. Mamă, deci, intră geul ăla, zici că-i Rocco și Freddy, frate. Ok, gata, aici încheiem. Acum urcăm pe o pantă cu, nu știu cât să spun ce inclinație are, dar e multă zăpadă, chiar dacă nu pare, și nu e foarte bătătorită. Și colegul meu manevrează X-Class-ul și să știți că a urcat. Chiar dacă nu pare, mașina se chinuie destul de mult. Haideți, cine vrea să intre la poze, dă-și în dreapta printre noi, da? Celorlalți le e frică să urce pe unde am urcat noi. Dar ca idee, în spatele nostru mașinile sunt tocmai acolo, adică a urcat un pic X-Class-ul. Dacă vă îndoiați vreo secundă de capabilitățile noului X-Class, sper că s-a rezolvat acum, pentru că în ciuda zăpezii de aici, vedeți, este zăpadă proaspătă și un teren accidentat. Mașina înaintează, evident, cu doi oameni, bagaje,
și niște chestii în benă. Și nu doar noi. Suntem norocoși, să zicem. Iată prin câtă zăpadă trece mașina. Nu doar noi, ci și în spate mai sunt mașini. Bine, acum nu se mai văd. Oho, aici e cu înclinație mare. Oh, era să dau cu capul de... Norocoșii, să zicem. Iată prin zăpadă trece mașina. Ok. Ce se aude acum e, cred că, un live. Opa! Da! Tocmai m-am lovit cu camera de un copac. Hai să facem și noi o poză șmecheră. Păi la cât de frumos e aici. Da, hai, să ne dăm jos un pic. Merită. Ia să vedem. Evident, zăpadă. Iar eu sunt în Adidas pentru că, na. A, da, aici e mică zăpada, mai încolo era mult mai nasol. Da. Aici e mică zăpada. A, uite urme de ceva, de șobolan. Da, nu, de vulpe. De vulpe. E bine, prieteni, acum plecăm de la Covasna. Bogdan, cum ne-am simțit noi în această experiență cu noul X-Class? Ca niște regi. Ca niște regi. Am avut un X-Class full option. Exact. Care ajunge undeva pe la, să zicem, pe la full. Un 50 de mii, cred. 52 de mii, ceva de genul ăsta. Da, okay. Așa. Și bine, acum gândiți-vă, piele, tot ce trebuie, e un Mercedes în continuare. Piele, climatronic, încălzire în scaune, senzori, camere, full Bluetooth, 4x4, full, da, time integral, tot, 4 high, 4 low, avem și diferențial, avem tot, reductor, tot ce trebuie. Și o acoperire pentru benă, o da, acoperire așa în spate. Da, în banii ăștia. În banii ăștia. Da. Și l-am băgat prin pădure, da, l-am băgat pe munți, am mers prin zăpadă cu el, prin noroaie, prin... Și acum facem tot o depășire. Acum facem o depășire. Cum a tras în depășire? A tras fără nicio problemă. Bine, nu? Exact. A tras fără nicio problemă. Suntem mulțumiți. Ăsta, suntem dacă mulțumiți. Ați uitat, e un motor de 2.3 diesel, 190 de cai. E bine pentru mărimea acestei mașini, pentru dimensiunile astea se mișcă super, super bine. Cutia asta care eu inițial credeam că este un CVT, de fapt nu este un CVT, dar este o unitate care se descurcă foarte bine, ce să mai... eu cel puțin, tu ai mai fost, spui tu, Bogdan scrie exclusiv despre Mercedes. Da, pentru mine nu există altă mașină, de nu acord. Va exista. Niciodată. Și adică aș scrie, dar am fost pus în ipostaza, mi-au spus prietenii, băi, scrie despre mașini. Așa. Și atunci mi-au zis, bă, dar despre mașini. Nu, da? Despre, deci, mașina, nu aia, despre altce, nu despre altceva, doar despre mașini. Da. Și atunci nu pot să scriu decât despre Mercedes. Evident. Despre asta este vorba. Voi știți că și eu sunt un pic fan Mercedes, așa că nu mă pot... cum să zic, nu fac abstracție de la regula asta și eu cred că astea sunt mașini într-adevăr. Da, mai sunt și alții care o fac bine, dar Mercedes o face bine de multă vreme și în mod constant. Poate că aici este diferența. Da, cam asta a fost toată treaba. Mașina s-a comportat excelent pe traseele un pic accidentate pe care am mers astăzi. Ce drept nu a fost un drum atât de denivelat, dar pentru că era la înălțime, era gheață, astfel că atunci când urcam anumite curbe, să zicem chiar în ac de păr, cu elevație destul de mare, ar fi putut exista pericol de alunecare și am și văzut mașini care alunecau, doar că niciuna din mașinile care aluneca nu era un X-Class. Deci, cum să vă zicem, și ne-am ținut, ca să înțelegeți performanțele acestei mașini, în timp ce eu fac o depășire fără nicio problemă, ne-am ținut foarte bine în fața noastră, noi fiind prima mașină, în fața noastră, înainte mergătorii care țineau coloana, erau niște domni într-un G-Class, într-un G350, dacă nu știu, da. Mașina aceasta a intrat pe unde a intrat și G-ul fără nicio problemă. Și G-ul e cunoscut ca fiind o mașină extrem de capabilă off-road. Deci, cam atât de bine merge mașina asta și în off-road. N-am apucat noi să cărăm prea multe chestii în benă. Am avut, nu știu, 2 saci și 3 scândări pe acolo ca să se apese puțin pe puntea spate. Dar, în timp ce fac o nouă depășire... Nici o problemă. Și gândiți-vă,
Amintiți-vă că aceasta a fost o depășire la viteză înaltă, deci începând de la 70 până pe la 100 am accelerat și n-a avut nicio problemă mașina. Evident, trebuie să îți știi limitele când iei curbele, pentru că există un pic de tangaj, exact la ce te-ai aștepta pentru o mașină atât de înaltă, dar nu, nu e un A45 AMG, haideți să ne revenim, este un X-Class. Și da, în principiu cam asta au fost gândurile noastre, pentru că și Bogdan o să apară în acest video destul de mult, cam acestea au fost gândurile noastre vis-a-vis de această mașină, de noul X-Class. Evident, îl așteptăm în teste pentru niște teste mai, să zicem, adaptate acestui model. Deocamdată, ce să mai, a fost super tare. Oprește-te să băgăm și un sac de cartofi. Am putea, da, că toți suntem prin Covasna, am putea să băgăm, dar nu unu, am putea mai mulți. 2-3. Da, 2-3, 4. Ții și bine de tot greutate, da, da. Și mergem dacă aici nu-i cartoful bun, unde să fie. Da. Și merg acu iarna, merg foarte bine. Îi vindem în București la suprapreț pentru bani de motorină ca să ne plecăm cu atât pe undeva. Ok, cam asta a fost. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă v-a plăcut acest video, această experiență a noastră la Mercedes, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta, și dacă vreți să vedeți și alte astfel de videouri în continuare, atunci abonați-vă la canalul nostru. Ce să mai? La revedere. Pa. E pe călduri pe de-astea, pe combinații. Adică, o sezoane! Da, scârcem să scârcem! Doar un sezon sau care e faza? Bă, se câinele se fute ca bărbatul căsătorit, mă! Că trebuie, nu că vrea! Am înțeles să mai fute plăcere! Oameni, delfini. Eu îl păstrez, vedem unde îl folosim. Ăsta intră la bloopers. Sexual la delfini, dai seama. Dintre aia, zi, uitați așa ca... Am auzit cazul ăla cu ăla, care s-a futut cu o delfinoaică 10 ani și a mărturisit după aia că a avut o relație de iubire cu o delfinoaică, om, dresor de delfin. Am înțeles, era probabil și dacă o pat. Se iubeau, se futeau. Cred că de-am bioenergie în pula mea de-alea. Nu, deci om... Trece-te cu mâna. Hei, fetelor! Mă doare. Vreau să zic că am uitat. Ah, m-am mintit. Vreau să vă zic că m-a. Nu ne mai primesc ăștia viața lor la Mercedes.